Dacă te doare capul, din poate fi din mai multe cauze. Prima cauză este poziția lui în raport cu corpul. Dacă noi avem o poziție în care capul este anterior, este clar că tensiunea este foarte mare musculară. Este și motivul pentru care durerea de cap poate să plece până la nivelul ochiului. Dacă durerea ta de cap este din altă cauză, respectiv o cauză organică sau viscerală sau alte cauze, poate să o delimiteze doar medicul specialist. În altă ordine de idei, durerea de cap dată de o poziție vicioasă este practic ca și răspunsul dat corectarea poziției primul sfat pe care poți să-l ai este să apeși exact în punctul din care pleacă durerea și să-ți apăsat circa 30-40 de secunde de 4-5 ori, adică să găsești cel mai dureros punct pe care îl resimți în spatele capului sau pe lateral, Acolo unde simți cea mai mare durere și să ții 30-40 secunde de 4-5 ori. Și alt uh, sfat uh, foarte, zic eu, benefic pentru durerea de cap este ca permanent să schimbi poziția capului. Adică să apuci cu o mână, de exemplu, din spate, să, să desiguri la spate, alta din față și să tragi cât poți de mult de durere. Tracțiunea asta să o menții categoric cel puțin 30-40 de secunde și la fel de 3-4 ori.